nu trebuie să mergem așa orbește, trebuie să-l verificăm, da? Ocolește, văd că Parisul, un pic așa mă aduce pe A86 prin Paris și îi dăm start. Intrăm la meniu și acum să dăm căutare de parcări pe traseu, cum așa ne-a cerut colegul nostru, da? Dăm căutare locații, da? Și vom da căutare particularizată. Mi-a apărut un meniu, avem căutare particularizată într-o localitate, în apropiere, pe traseu sau în jurul destinației. Vom da pe traseu, ca așa ne-a cerut colegul nostru să-i facem pe traseu. Mi-a apărut alt meniu aici și avem săgeată jos. Și vom da de săgeată în jos până ajungem la parcare. Avem diferite, uite, servis auto, benzinărie, cafenea. Deci la programul ăsta IGO avem aproape orice, uite, cumpărături, magazini, dacă intrăm ne dă, dar noi vom căuta acum strict parcare, da, ca să nu ne lungim cu video prea mult. Și ne-a apărut aici, parcare, P, da, intrăm aici frumos și avem iar alt submeniu, da, avem garaj pentru parcare, parcare deschisă, parcare pentru navetă și popas. Astea de mai sus sunt prin mijlocul orașului, nu, să nu le luați ca și parcări, zic, bă, mă aduc acolo, doar căutați popas sau la voi poate să fie sub altă denumire, dar de regulă cam popas îi. Sau vă uitați să aibă pomul, da? Să vede, pom cu o masă. Intrăm pe dânsa, iar acum nouă ne arată toate, stați așa, ne arată toate parcările până la Bordeaux, da? Până aproape de Bordeaux. Astea cu săgeată, cu mâns cu săgeată roșie, doar cei cu săgeată verde îi pe traseul nostru, da? Iar care îs cu săgeată roșie trebuie să, uite, spre exemplu cum e asta, da? Îs pe partea ailaltă de autostradă. Deci noi ar trebui să ne înturnăm ca să putem să ajungem la parcarea respectivă, vedeți? Asta înseamnă cu roșu ocolit, da? Uite. Sau mă abat de la autostradă, da? Uite, aici trebuie să ies ca să... Deci nu ar fi exact pe traseu. Vedeți? Deci să zicem că pe traseu ultima ar fi asta de aici, la 700 de kilometri, da? De regulă, parcările pe Franța sunt cu denumirea aire. Dacă în restul, în Austria sau în Germania scrie P sau parking, aici ai aire, așa le denumește francezul, da? Hai să dăm o parcare, nu contează, care o fi, asta. Uitați, vedeți? Autostrada, am minșit și m-a dus direct prin parcare. Îi dăm mai departe, îi dăm setare. Avem aici, că asta, IGO-ul ăsta e plin cu meniuri, așa e el. Avem destinație nouă, punct intermediar sau destinație finală. Deci ai ajuns în parcare ca și destinație finală și acolo s-a oprit. Sau destinație nouă. Dacă îi dau destinație nouă, mi s-ar anula Bordeaux și m-ar duce. Sau punct intermediar. Noi îi vom da punct intermediar, da? Mi-a apărut iar. Doriți, adăugați așa? Da, îi dăm setare. Și aici mă întreabă să nu apăsați niciodată plus sau minus. Lăsați 0 minute și îi dăm gata. Și el direct te va duce prin parcare, da? Și după aia continui drumul. Sau prin punctul intermediar, dacă noi avem punct intermediar, am setat aici ca să ne ducă prin parcare, da? O verificăm dacă mi-o luat corect, da? Uite, se vede pomul. Deci el mă duce prin parcare asta care am pus-o și își continui drumul. Dăm start și asta este. Avem acum, uite, se vede, setat punctul intermediar. Îi dăm meniu, opțiuni traseu, vedere generală, ne uităm un pic să verificăm dacă cu adevărat o luat punctul respectiv. Și cu asta am rezolvat, da? Îi dăm ieșirii, așa. Între timp, noi nu mai vrem să ne ducă prin parcarea respectivă. Avem două variante. Putem să intrăm ca și meniu rapid aici și îi dăm eliminare punct intermediar, deci eliminare punct intermediar, dacă i-am dat acum, îl elimină. Sau
se mai poate din varianta asta, de aici, opțiuni traseu, editare traseu, da? Și am aici aire, da? Asta, parcarea. Și dacă i-am dat de aici tomberonul, apăs aici, gata, el mi-l șterge, da? Uite, te întreabă, doriți ștergere acestui punct intermediar? Dacă eu doresc, îi dau ștergere, dacă nu, îi dau anulare, că nu vreau să-l șterg, da? Îi dau merge. Și el mă duce prin punctul respectiv. I-am dat start și asta este. Dar, uite, eu vreau să-l elimin de aici. Am apăsat, gata, mi l-o eliminat direct. Haideți să căutăm și o parcare în jurul destinației, da? Că asta s-a interesat, bă, vreau să ajung la Bordeaux, să văd unde am cea mai apropiată parcare de jurul destinației. Dăm iar căutare, căutare locații, căutare particularizată, în jurul destinației. Și dăm de săgeată până ajungem la parcare cu simbolul P. Parcare, da? Căutăm popas. Și ne arată parcările din jurul destinației, care sunt lângă cea mai apropiată. Deci, la destinația mea, spre exemplu, acolo am o firmă. Uite, cea mai apropiată parcare o am în 5 km, 5,8, da? Uite, micșorăm ca să o vedem. Bă, unii mă duc eu, nu mă duc aiurea, da? Uite, vedeți? Deci aici aș fi eu, aici se vede așa, parcarea ar fi aici, deci în 6 km. Îi dăm mai departe și o setăm ca și punct intermediar. Sau putem să o setăm ca destinație finală. Deci el ne va duce pe la firma respectivă. Deci destinația noastră considerăm că e o firmă de încărcare sau descărcare. Ne va duce la firma de încărcare, am descărcat și după aia mă duc direct în parcare. Destinație finală, da? Sau dacă nu poți, îi dau punct intermediar. Îi vom da și de data asta tot punct intermediar. Bă, întâi mă aduci prin parcare și, spre exemplu, deci eu vă dau așa ca și exemplu. Întâi mă aduci prin parcare, staționez acolo pe noapte, dorm în parcare respectivă, iar dimineața mă voi duce la descărcare, da? Îi pun punct intermediar. Îi dăm iarăși setare, v-am spus, nu apăs nici plus, nici minus, zero și-l duc direct. El acum face traseu, întâi mă duce prin parcarea respectivă, ca și punct intermediar, da? Și după aia mă va duce la descărcare. Uitați, vedeți? Deja un pic s-a schimbat aici traseul, da? Uite, vedeți? M-a adus frumos, pe centură frumos, m-a adus în parcare. După ce am stat în parcare, mă întoarce că nu, na, la prima ieșire. Uitați, vedeți? Aici am bun.